Alex i-a pregătit astăzi Cristinei o surpriză. Sărbătoresc trei luni de relație. Înțeleg că este puțin mai devreme decât ar fi trebuit, dar vrea să fie sigur. Dacă cumva spunea el, Doamne, ferește, Cristina pleacă pentru că este în cursa de eliminare, a vrut să fie sigur și să-și sărbătorească astăzi trei luni de relație. A umflat baloane din acelea colorate, a prins câteva lumânărele în formă de inimioară, le-a așezat acolo jos pe terasă și a surprins-o pe Cristina. A cerut și ceva muzică, melodie specială ce a dorit Alex. Pentru ei doi și i-a pregătit Cristinei și ceva de mâncare. Spunea că i-a făcut griș cu lapte pentru că a zis Cristina că își dorește ca Alex să-i facă griș și cu lapte și i-a mai pregătit cartofi prăjiți. Cristina spunea că nu prea are voie pentru că are acel regim alimentar, dar s-a bucurat foarte tare pentru ce i-a pregătit Alex acolo. I-a spus că este destul de puțin, atât a avut, s-a descurcat cu ce a avut li s-a pus și acea melodie, au dansat împreună, trebuiau să intre la capricii, din păcate, și au întrerupt puțin momentul. Am văzut că i-a oferit și acel buchet de flori Alex, pe care l-a primit în această după de la familia lui. Spunea că a primit de la verișoara și vărul lui și i l-a oferit Cristinei și Cristinei a spus că îl iubește.